Acestea sunt murile Thorenfree. Au o perioadă de recoltare în luna iulie până la sfârșitul lui septembrie. Acum fructele se formează și fructele sunt mari, negre, lucioase, sunt zemoase, au așa o pulpă tare. Ele se consumă în stare proaspătă. Planta este fără ghimbi. Ea este foarte productivă și necesită șpalier. După cum se vede, eu ne-am lăsat, au aproape 2 metri. Dar, într-adevăr, sârmile s-au lăsat de atâta greutate. Acest mur este pretențios la temperatură, adică în timpul iernii, deși frunzele nu cad, stau veșnic verzi la acest soi, această varietate de Thorenfree, totuși indicat este să lăsăm corzile la pământ iarna. Nu trebuie neapărat învelite, dar trebuie lăsate jos ca să nu degere. Lumină nu suportă umbra, este clar. Preferă solurile bogate în substanțe nutritive. El se plantează toamna, târziu sau primăvara, în repaus vegetativ. Distanța de plantare este 1,5 metri între rânduri și 1 metru între plante. Așa am încercat și eu să le pun, adică 1 metru între plante, dar văd că sunt foarte viguroase. După cum se știe, murile trebuie amplasate în locuri adăpostite sau, dacă nu, puse cu perdele de aer, pentru că ei nu suportă vântul. Murile nu suportă curenții de aer puternic. Ia să vedem aici. Deci, ele acum începe să intre, să dea semne de pârguială. Intră pe pârg, cum să zice. Așa. Haideți să vedem și un nou lăstar aici sus, care acum a crescut, deja are 2 metri acest fir de lăstar. Și să vedem aici jos dacă se poate, nu se poate vedea. Mergem la altul.
Acesta este un nou lăstar crescut acum de vreo lună, să zic. Da. Să vedem cât de gros este. Uitați, acesta este un nou lăstar gros și viguros.